Unul dintre operatorii de salubritate din județul Hunedoara, Brai Cata, vine cu o noutate în activitatea de gestionare a deșeurilor menajere. Astfel, pubelele de gunoi dintre blocuri vor fi îngrădite și securizate, accesul la ele urmând a se face cu o cartelă, sistemul fiind similar cu cel de la ușile de intrare în blocuri sau alte imobile. Prin implementarea acestui sistem, proiectul urmând a demara pe 1 octombrie, operatorul de salubritate crede că depozitarea deșeurilor menajere va putea fi mai bine controlată și gestionată. Platformele plurifamiliare destinate asociațiilor de locatari vor fi securizate, închise. La ele vor avea acces doar cei care locuiesc în proximitate și ele vor fi închise în sensul în care vor avea loc doar în baza unei cartele sau unei iale. Și acolo nu o să mai aibă acces nici oamenii răuvoitori sau oamenii străzii, nici agenții economici care și în prezent aleg ca soluție mai ieftină să depoziteze acolo deșeurile. Acest sistem plătește pentru cât arunci, se va aplica atât la persoane fizice cât și la persoane juridice. Montarea sistemelor de îngrădire și securizarea pubelelor de gunoi va fi făcută de către operatorul de salubritate pe cheltuiala sa, dar dacă se vor constata deteriorări ulterioare, costurile privind reparațiile vor fi suportate de către asociațiile de locatari.